Potrivit reprezentanților Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Sălaj, fermierii trebuie să respecte anumite condiții atunci când depun cereri unice de plată. Exploatarea unui teren agricol să se facă pe o suprafață de cel puțin un hectar, iar suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 30 de ari. Respectă condițiile care sunt trecute în angajament în momentul în care depune cererea, adică suprafețe să fie curate, să respecte condițiile agricole și de mediu, cei care au în cerere plus de agromediu să respecte condițiile de agromediu, suprafața trebuie să aibă suprafață minimă solicitată de un hectar și din parcele formate din 30 de ari, adică 3 hectare în cazul terenului agricole și arabile și 0,1 hectare să fie în cazul viilor și livezilor. În cazul livezilor, a culturilor de hamei sau a arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 10 ari. În ceea ce privește livezile tradiționale, suprafața minimă eligibilă a parcelelor pentru pachetele 1 și 2 ale măsurii 2.1.4 este de 30 de ari. În cazul în care fermierii refuză sau restricționează accesul în exploatație a reprezentanților APIA pentru efectuarea controlului la fața locului, cererea prin care au solicitat sprijin pe suprafață devine neeligibilă.